pentru că eu la numărul ăsta mă sună permanent. Eu nu răspund la numele care nu știu că țin sincer. Dar eu ce aici pot să vă spun într-o rubrică, o să vă dau numerele astea și persoanele responsabile din Orfiei, din SGR, o să vă sună. Satul Vâci, comună Buieci, prin casă cu două etaje. S-a fost numai un etaj. Și am hotărât să o schimb pe o comnată. Ori să o vând, să-mi cumpăr suburbie, orașul, locuință. Dar și Bâcul nu-i suburbie? Poftim? Bâcul nu-i suburbie? Ai vrut încă mai aproape? Nu mai. Acolo, da. Nu avem ce construi mai departe. Am înțeles. Am găsit un cumpărător care a fost, nu m-am dus la poligon, m-am dat în macler, rădăiuile mine aia, el l-am găsit al care cu vecinul, decizat, l-a fost folosit sau consultat, mă tine că eu neam de lui, nu pot să fac. Și l-a învățat cum să mă fac fără casă. Oho! Da. Și facem documente, că eu zic comnete, aici care nu am mai zis. Și ne-am dus, am văzut contă. Vrei să dau contă, vrei să dau bani, 10.000 de euro. Acolo 800.000 de euro, toată loc, lotul, casa, contena e jumătate cu vecinul care a murit. Și cum s-a întâmplat? Ai făcut act de donare sau ce ai făcut? Am făcut documentele că de vânzare cumpărare. Așa. Ne-am dus la notar, eu chemam la Marie Cipătar, el spune, nu, acolo, lângă, de lângă, unui magazinul găinuță. Nu contează, și? Ne-am dus la notar și am făcut documente și am dus și numărăm bani. El a spus. Când am făcut documente, șez afară, nu intrat cu mătai pe rigar, de bieție. Când te faci așa, ia, o șustă și mai de zi notarul îl da afară și nu. O făcut, o grăit, prânci când și eu suntem afară și cu mama. Suntem afară cu mama și am așteptat și ce a făcut, o cumpărat notarul acela, eu m-a zis, vin și te-ai scălit, și să ne-ai scălit, ca la stărete. Și eu grăit, cum să înțeles ce în grafie la tine, nu poți ști. Și ai semnat, dar nu știi ce ai semnat. Și acolo ce era? Acolo am semnat că am făcut... Că ai donat casa lui, sau cum? Că îi vând casa. Eu vin, și bani ți-o dat? Nu ne-o dat, el a zis la mine. Și când a fost asta? În 2013. Nu-i mult, sunt 8 ani de atunci. Și ai scris plângeri la poliție, la procuratură? La procuratură nu-i scris. Da, la poliție? Am dat la poliție și el a cumpărat poliția stângace. Și-a făcut dosar penal? A făcut dosar penal, cu urmă tot el s-a dus, după și m-a dus la poligon la lucru, s-a dus că din dosar penal a făcut dosar civil. Așa. Căruțul l-a uns, l-a plătit, ce-a făcut, că negară ăsta Victor, care m-a mai zis, mie lui Ana, negară. S-a lichit polițistul ăla și cu advocatul lui. Dar el și pretinde că ți-a dat bani. El spune că mi-a dat bani și mă s-a băut. Eu dacă atâta bani eram mort, azi nu eram fost. Eu când i-au dat 70.000 de lei trebuia să-ți dea, da? Da, nu, locul ăla costă 80.000 de euro. Ei, nu contează, cât scrie în contract? 10. Și ți-o dat așa 10? Nu a dat nimic, nu a dat capil, dar el spune că ți-am dat, mă taie cel puțin, e băut, e cam în cauză. De atunci mănânc bătaie din oraș. De la cine? El pune la cane. Am înțeles, dar unde? Trăiești în stradă sau unde? Eu? Da. Am într-o cabină la tractor. Am înțeles. Bază, și el trăiește acolo în casa matale de la Bâc. Eu l-am pus a doi etaj cu știi că eu n-am bani. I-a spus, Victor, nu te-a păcat, casa nu e ta, tu bani nu-mi da. Și m-am bătut. Da, ai avocat de stat, te apără cineva? 4 advocați puteți mi-au cumpărat, aia că am mai avut ultimul, care m-a sfătuit, faci-mă așa, din magazinul, Soyuz. Dar cum îl cheamă? Lasă magazinul Soyuz. Cum îl cheamă pe avocat? Pe cei patru care te-au apărat până acum? Doamna Diana. Dulgheru. Dulgheru. Da, te-ai cumpărat așa. Dar în ce instanță ai ajuns? Judicat încă nu a fost niciun. Încă e la poliție, încă e la procuratură dosarul, da? Dosarul e dat în judicată, dar nu e scris. E scris greșit, dar m-a scris lotul, dar nu a scris.
pilot pe casa, al apără pe hela. Am înțeles. Avocatul meu al apără pe hela. Înseamnă că e ceva să o unță acolo, să o înțeles. Nu, eu, cum te numești? Să mă uit pe internet, să văd dosarul, poate vin la judecată, cum te numești? Caraman Ion. Ion Caraman. Și el l-a zis că îl cheamă, că te judeci cu el, probabil e dosar civil sau cum. Victor Negar, o să caut eu. Bine, mulțumesc foarte mult pentru încredere, pentru mărturie. Ținem legătura.